Oreci. Iată ne ajungi la a doua zi a ceea ce vrea să reprezinte zilele bibliotecii lui Ghiță Firescu Vrancea. Un moment de suflet, un moment intim. Toate persoanele care sunt astăzi prezente sunt persoane apropiate bibliotecii, colaboratori ai bibliotecii noastre și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru faptul că, deși este un an dificil, ați ales să ne fiți în continuare alături și să ne sprijiniți. Ați înțeles menirea noastră a bibliotecii, a bibliotecarilor și ați înțeles că doar cu ajutorul vostru putem să facem lucruri frumoase împreună. Vreau să vă spun că este un moment emoționant pentru mine și care mă onorează și mă responsabilizează și am să vă spun imediat și de ce mă responsabilizează. În primul rând vreau să vă spun despre ce anume este vorba. Astăzi împreună avem, pentru mine este o onoare, sunt convinsă că și pentru voi, dar o deosebită plăcere să răsfoim împreună o filă din istoria noastră. Și vreau să-i mulțumesc domnului Florin Daniel Sima că a ales să împărtășească acest moment cu noi, a ales să ne împărtășească o filă din istoria familiei dumnealui, dar o filă din istoria noastră a românilor. Este vorba de jurnalul de război pe care bunicul dumnealui, agentul sanitar Florea Sima, l-a ținut timpul celui de-al doilea război mondial. O să las pe dumnealui să vă spună mai multe. Vreau să încep să vă explic, eu atât o să mai fac, o să vă explic de ce mă responsabilizează. Mă responsabilizează pentru că împreună cu dumnealui am hotărât să oferim comunității acest jurnal, scanându-l și punându-l pe pagina noastră memorielocalevrancea.ro, fiind astfel accesibil acelor membri ai comunității care sunt interesați de istoria noastră. Acesta este un alt proiect de suflet al meu, despre care vreau să vă vorbesc în foarte puține cuvinte. Noi, bibliotecarii Bibliotecii Județene Ghiță Firescu Vrancea, vom iniția un proiect. De fapt, el este inițiat, doar că vom continua și vom continua mai intens, așa, și mai alert și mai dinamic, așa cum îmi place mie și colegii mei mă susțin, prin care acele documente din colecția de carte veche, colecții speciale, vor fi scanate și vor fi regăsite de către membrii comunității pe site-ul nostru, memorielocalevrancea.ro. O să vă dau cuvântul imediat. Nu înainte de a vă mulțumi pentru gestul dumneavoastră. Ceea ce dumneavoastră faceți astăzi pentru noi este mai mult decât ceea ce eu vă pot oferi. Dar eu vreau să vă ofer această diplomă dumneavoastră pentru faptul că dumneavoastră sunteți un simbol pentru noi, un exemplu pentru ceea ce înseamnă respectarea memoriei locale și nu numai. Avem foarte multe de învățat de la dumneavoastră. Cel puțin pe mine, săptămâna aceasta, m-ați impulsionat să-mi doresc să aflu cât mai multe și vă mulțumesc pentru această lecție. Și vreau să vă felicit familia, să vă felicit fetițele și să le spun acestor minunate prințese că trebuie să fiți mândre că aveți așa un tată, că proveniți dintr-o familie atât de bogată în evenimente istorice. Și cu siguranță și voi două, la rândul vostru, o să ajungeți să înțelegeți cândva, când veți fi puțin mai mari despre ce vorbesc. Vă dau cuvântul și vă mulțumesc încă o dată. Mulțumesc în primul rând și mulțumesc pentru invitație. O să vorbesc fără microfon, da. Nu prea sunt obișnuit cu el. Sunt Florin Daniel Sima, sunt pasionat de istorie locală și asta seara sunt puțin emoționat. O să vorbesc despre pasiunea mea și despre familie. Cred că bunicului ar fi plăcut să se fie aflat în această seară aici, în bibliotecă. Dar ce află? Pentru că era un iubitor al cărții. Iar în casa unde stau părinții mei, moștenire de la bunicu, de la bunici, se
Se află o bibliotecă de vreo 600 de urme, spun. Și asta de cărți, de fel, domenii. Bunicul a început, a cumpărat, tot s-a adunat, tata a cumpărat și să dă așa moștenire din generație în generație. Vă avertizez de la început că nu este o poveste așa gen Discovery, nici un film de Sergiu Nicolaescu, nici un manual de istorie. Este o poveste tristă, dar să vă povestesc cum l-am găsit. În luna iunie aranjam un pic cărțile în bibliotecă la tatăl meu acasă și tata nu mai știa unde anume s-a face jurnal. Și într-un sertar la bibliotecă am găsit jurnalul de război al bunicului meu, sergent sanitar Sima Florea. Florin cum l-alinta bunica, chiar așa s-a și scris pe prima filă. Da? Aici Sima Florin s-a trecut, contingentul 1928. Florea Sima, ofician sanitar, astăzi e termenul de asistent medical, da? A fost pe rând a lucrat la spitale din Moreni, Vidra și Odotești. Căsătorit cu Maria, bunica mea. Tata a trei copii. Un om pasionat de carte, cum spuneam. Cânta la vioară și era un om cu frică de Dumnezeu. Pentru mine acest jurnal reprezintă o comoară. Dar nu o comoară în bani, ci una cu o valoare simbolă, o valoare emoțională și de mărturie, aș spune. De ce? Pentru că ne prezintă istoria, da? Deci o parte de istorie trăită la nivelul individului, la nivelul soldatului, ce mergea pe front. Pe prima filă, cum spuneam, bunicul scrie cui este dedicat și anume soției mele, Maricica. Bunica, cum spuneam, chema Maria. Își începe jurnalul pe data de 28 iulie 1941. Chiar notează, era un tipificar jurnal de război, cum se spunea atunci. Nu? La două zile după eliberarea Basarabiei de sub ocupația sovietică. Da? Deci își începe practic, pe 28 iulie 1941, ora 16, cu plecarea cu trenul militar din gara Pitești. Da? Bunicul a plecat, am uitat să vă spun, cu o unitate regimentul 1 Vânători, da? Compania 4-a, din garnizoana Pitești. Călătoresc vreo două zile cu trenul, undeva în zona Crasna, undeva în județul Vaslui, coboară din tren și pleacă cu căruța infirmeriei, da, către linia frontului. Și o să vă citesc o chestie care pe mine m-a emoționat, un pic de patriotism. Și spune așa că ajung la Prut, trecem podul și în momentul ce punem picioarele pe Pământul Sfânt al Basarabiei, își notează chiar ora 8:15, ne oprim cei vreo 7-8 câți eram în grup lângă căruță și ne descoperim și ne închinăm zicând acesta este Pământul Sfânt al Basarabiei, care ne-a fost răpit anul trecut de coardele bolcevice. Pornim mai departe, încep a cădea picături de ploaie, apoi mai dese și apoi ploaie în toată regula, care ne-a condus pe vreo 12 km până în satul Leușeni, județul Lăpuș. Deci, atât ce au simțit ei atunci, în mod trecut, propriu, practic, pe pământul proaspăt eliberat al Basarabiei. Punctul pe care ei trebuiau să-l atingă era orașul Odessa. Era o zonă foarte bine apărată de către armata sovietică. Au dus lupte foarte grele, descrie la un moment dat că din 5 batalioane aveau format 2. Era un, toată zona era bine apărată, 3 șanțuri de antitank, câmpuri de mine, sărmânghimpată, artilerie, infanterie foarte multă, plus o parte a flotei sovietice care apăra cu mare orașul.
Dar ce sentimente aveau ei atunci? Sentimentele bunicului meu erau de teamă, erau de frică. Era grija zilei de mâine, pentru că își dorea să ajungă acasă, teafă, la familie, la soție, la copil. Vorbește-ți cu faptul că era o mâncare puțină, materialele sanitare nu prea erau, deși erau foarte, foarte mulți răniți. Vorbește despre lipsa spațiului pentru instalarea infirmeriei, pentru că treceau, trecut pe parcursul drumului lor în mai multe localități și marea problemă era unde să instaleze infirmeria. Și tot așa ajung undeva într-o zonă, mi-am notat eu, 24 august 1941, satele Vigoda și Berezan. Vigoda, da? Iar e un episod pentru care el și-a riscat mult viața, dar a fost decorat pentru această faptă. Spune așa, 24 august 1941, noaptea n-am dormit decât 2-3 ore, fiind trezit de bubuituri de tun. Și mai ales, prima mea noapte în fața inamicului. Până la ora 13 am stat în adăpost nemișcat, ferit de vederea inamicului, care era la 5-600 de metri. La această oră, sovieticii dau un atac. Iar iau 3-4 prizonieri de la noi și ne rănesc 30-40 de oameni. Eu am pasat atunci 17 răniți, dintre care unul cu falca ruptă, 3 cu abdomenul perforat, un plutonier cu brațul stâng fracturat și glonțul intrat în torace fără ieșire și alții. Alergam oriunde eram chemat în ploaia de gloanțe, mai ales dum-dum. La un moment dat nu mai puteam de oboseală. Într-o manta ce rămusese probabil de la un rănit, am găsit două cutii cu conserve de pește. Au fost foarte bine primite. Și asta se întâmplă la 24 august 1941. După aceea, domnul care explodează la contactul cu porcul? Da, cred că erau niște muniții un pic mai mare care explodau la un moment dat și făceau niște zgomote. Da, da. Da. Cel mai mult m-a marcat faptul că pe perioada cât a fost concentrat și-a servit țara în război, dar nu a tras nici măcar un foc de armă. El a îngrijit răniți, atât militari români și germani, cât și sovietici, de care au prizonieri, dar și civili, unde trecea. Ultima însemnare a lui este pe 9 octombrie 1941, la data de 15 am intrat în Odessa. Nu știu de ce nu am mai pus să, n-am mai dorit să scrie. O să vreau să mai citesc iar un episod destul de tragic, așa spune, dacă îmi permiteți. Data de martie 23 septembrie 1941. Încă de dimineață se vedea fi o zi friguroasă. De vreo câteva zile cerul este mereu înnorat și bate vântul fără încetare. Frig mereu, care ne obligă să nu dezbrăcăm mantaua. Liniște pe tot frontul, afară de câteva lovituri de branduri rusești pe seară, fără să ne provoace pierdere. Pe la ora 16, un grup de 40-50 de ruși au încercat să atace, prin surpriză, compania întâia noastră, din linia întâia, la o distanță de 100 de metri. Ies din porun, în drum, când sunt observați. Sunt lăsați să se apropie, crezându-se că vin cu scopul de a se preda. Erau însă cu armele în mână. Ai noștri le fac semn cu mâinile ca să arunce armele și să ridice mâinile în sus. Rușii, crezând că ai noștri vor să se predea, fiind cam la 60 de metri de ai noștri, au strigat în urmă la ei lor, ca să fie cât mai mulți, să prindă pradă. Ai noștri, când au văzut mulțimea lor, 80-100, au deschis un foc puternic cu mitraliere, puștile, mitraliere, armele și brandurile.
de a amesteca cu pământul. Au rămas foarte mulți morți și răniți. Și aveam vreo câțiva au scăpat de ei. Așa ca să aibă cine duce înapoi la comandantul lor știrea de neșansă. De la noi au căzut 3 răniți. Și ofițerul care a dat ordine de deschiderea focului. Un ofițer de sfârșit. Seara iarăși trage artileria asupra Odesei. Dar un episod, cum spuneam, tragic. Eu am făcut un avertisment la început că nu este totuși așa promulțat. Dar sunt conștient de valoarea manuscrisului și domnul Padrean am propus să-l transcriu. Chiar poate să mergem mai departe. Să-l fac cunoscut tinerilor pentru a vedea istoria trăită de un focșănean. Dar și pentru a conștientiza importanța scrisului. Pentru că doar informația scrisă supraviețuiește timpului, prin cărțile și jurnalele personale. Mă întreba Adrian pe ce l-a ferit pe el. Eu aș spune că credința în Dumnezeu. Ea era doar Dumnezeu deasupra, care l-a ferit. Și aș vrea să vă citesc un ultim fragment. Data de duminică, 5 octombrie 1941. De fapt, e cam la capătul jurnalului scris de bunicul. Este prima sfântă zi de duminică, în câte am petrecut, de când sunt pe front, în care am găsit prilejul să mă rog la Dumnezeu. În vale, împreună cu ceilalți, din sub unitatea 13, unul din ostași având o carte cu Sfintele Rugăciuni. Într-una din camere, i-am adunat pe toți și ne-am rugat la Dumnezeu cu toții. Eu citind rugăciunea ostașului în timp de războiul, în genunchi, după care ne-am simțit oarecum ușurați, sufletește, de greutatea ce apasă asupra noastră. Primesc carte poștală de acasă, cu data de 23.09, cu 3 cărți poștale înscrise. Seara la ora 21 se înapoiază trupa din comuna Petrovska. Nu am mai mers pe front. Mai multe trageți dumneavoastră concluzii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și pentru încrederea acordată. Bunicul a mai supraviețuit până prin 1979, când a murit în patul său, în casă, deci undeva la în suburbiile, partea de intrare a Odesei, regimentul său a fost demobilizat, a fost chemat în țară și s-a întors în București. Deci nu a mai participat la, la campanie. Mai eu nu am apucat să-l frumos. Bunicul a decedat un an înainte să mă nasc eu. Dar... se apropia de 70 de ani. Da. Dar cred că, și în ce vorbeam și cu tatăl meu, a rămas profund marcat. De ce a pătimit acum. Și de asta spune mai că a lăsat scris acest jurnal. Că, practic, câți bătrâni veterani de război mai sunt astăzi, dintre noi, pe care am putea să-i aducem și să ne povestească ce s-a întâmplat. Da, și totuși a avut intuiția de a scrie în momentele acelea să... ce se întâmplă. Cum spuneam, a avut credință în Dumnezeu și a sperat până în ultimul moment că va fi cruțat. Dar prin scris, pentru că în momentul în care încetau bombardamentele de artilerie, se apuca și scria. Deci, acest jurnal a mers acolo în prima linie cu el. Tot timpul a avut la el. Și spune la un moment dat că și găsea oarecum o alinare. Scrie. Da. Vă
mulțumesc și noi.